abonați-vă și apăsați pe clopoțelul canalului nostru. Pe care clopoțel? Pe la mare sau pe la mic? Pe la mare, că să ajungem și noi la 1000 de subscriberi. Dă-i, dă-i notificări, notificări! Și vlogger și marinar în spate, tragem din aceeași seară. Salutare, dragilor! Salutare dintr-o vară fără de sfârșit. Dacă până acum nu trecea an în care să nu ajungem în Grecia pe perioada verii, de ceva timp încoace am adăugat pe lista de must-have-uri a destinațiilor de vară o nouă locație, și anume Bulgaria. Iar astăzi ne simțim ca niște Don Quixote de Balcani, pentru că avem în spatele nostru o frumoasă moară de vânt, un simbol al orașului în care ne aflăm. Dragilor, bine ați venit în Nesebar! Don Quixote ăsta nu știu câte mori de vânt a avut și cu câte s-a luptat. Ideea este că Nesebar are una singură, cea din spate. Este simbolul acestui oraș, este chiar o moară autentică din vremea Renașterii, pe care cei din Nesebar au conservat-o foarte bine și a devenit primul punct de interes imediat ce parcurgi istmul, care leagă partea nouă a orașului Nesebar de cetatea veche, unde vom ajunge și noi imediat. Și dacă ești nou pe acest canal, probabil că ai câteva vloguri de văzut din urmă. Dă subscribe și rămâi alături de noi până la finalul clipului, pentru că astăzi te vom plimba prin cel mai frumos oraș al litoralului bulgăresc. Ne aflăm la intrarea în orașul vechi, în partea veche a Nesebar, însă înainte ca pașii să ne poarte pe strădusele înguste și pline de istorie, vrem să amintim câteva date. Nesebar este una dintre cele mai vechi cetăți din Europa, are o vechime de 3000 de ani. Prima oară a fost construită de greci, ulterior cucerită de romani, pe timpul căreia a funcționat ca și garnizon. Bineînțeles, a ajuns și sub ocupație turcă, a fost port bizantin, iar dar ulterior și centru episcopal. Corect. După ce au scăpat de turci, a funcționat ca un mic sat pescăresc, iar acum este o atracție pentru turiști care ajung la Marea Neagră. Cu siguranță influența turcă te va întâmpina încă de la intrare. Nu știu dacă e cimpoi, ce instrument e ăsta, nenea cântă de zor acolo. Și urmează să vedem ce ne oferă cetatea. Hai să mergem! Eu nu înțeleg nenea ăsta de ce cântă la colț, de ce nu cântă și el cu fața la lume? Probabil că are el o chestie. Are și mișcări scenice. Încă de la intrarea în vechea cetate, ai să observi o machetă a orașului, este chiar aici. Avem moara de vânt, dar avem și celebra biserică Sfântul Ștefan, însă și alte bisericuțe. Ei, și nu întâmplător vă vorbesc despre ele, pentru că ele sunt cele care au adus faima acestui loc. Se estimează că ar fi fost construite aici un număr de 40 de biserici, însă date exacte se cunosc doar despre 26 dintre ele. Acest fapt a făcut ca Nesebar să fie inclus în patrimoniul UNESCO. Ne aflăm pentru a doua oară în Nesebar. Prima oară am ajuns din Burgas, la început de octombrie, când lucrurile erau mult mai liniștite, foarte respirabil și am vrut să-l vedem și în plin sezon. Și nu am făcut rău că am venit aici, pentru că ne place tare mult. Străduțele au același farmec pe care l-am regăsit și în octombrie. Este plin de turiști care vin aici în general pentru plajă. Orașul Nesebar are două plaje. Una este între Sunny Beach și Nesebar, partea mai nouă a orașului, unde poți găsi atât locuri cu șezlonguri, cât și o parte free, neamenajată.
Iar a doua plajă a Nesebar se numește South Beach Nesebar și se ajunge la ea mergând prin centrul vechi pe lângă port, preț de aproximativ 15-20 de minute. Ambele plaje au nisip fin, sunt dotate cu șezlonguri și umbreluțe și au fost chiar premiate cu steagul albastru pentru calitatea serviciilor de acolo. Cei care ajung aici cu siguranță însă urmăresc să descopere centrul vechi, vechea cetate. O descoperim și noi și sper să rămâneți alături de acești doi nomazi până la final. Cetatea este foarte bine conservată, nu au acces mașinile aici, dar probabil veți întâlni una, două, care sunt ale patronilor de magazine sau poate chiar ale localnicilor. Am înțeles că aceste căsuțe în stil tradițional bulgăresc sunt locuite încă de pe vremea renașentismului. Li s-au dat acum o nouă utilitate, cea turistică, sunt peste tot suveniruri, locuri de luat masa, taverne, pentru că vin foarte mulți turiști și trebuie să îi convingem cumva să cheltuie bănuții. Apropo de suveniruri și locații de unde puteți cumpăra diverse, să știți că eu anul trecut chiar am făcut un deal foarte bun. Am cumpărat un tablou foarte frumos de la artizanii bulgari de aici. Chiar puteți găsi și puteți negocia prețuri foarte bune pentru multe suveniruri care nu sunt chinezării, cum vedem mai prin toate orașele turistice. Găsiți lucruri foarte frumoase aici care devin peste ani amintiri superbe. Ați reținut. Ela Nomad și negociază. Da, mie îmi place să negociez, adică eu dacă mi se oferă și 0,000 cenți, eu sunt foarte mulțumită. Așa că negociem și noi. Te invităm să dai încă o dată subscribe la acest canal dacă nu ai făcut-o, să apeși clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu tot ce postăm și dacă tot ai făcut asta, mergi și pe Instagram, dă-ne follow. Deci astăzi suntem cu cerșala. Deja cred că am zis a treia oară să ne dea subscribe lumea? Să ne dea. Foarte bine. Așa crești. Bun, foarte frumos locul, mișto cetate. Acum ajunge aici. Ideea este că din București noi am venit 350 de kilometri pe drumul spre Burgas. Este destul de aproape și de Obzor. De Sunny Beach se leagă la 3-4 km. Într-o oarecare măsură ai găsit așa o localizare a sa. Este în partea de sud a litoralului bulgăresc. Dacă alegi să vizitezi orașul o singură zi sau jumătate de zi și să renunți la șezlongul de pe plajă, poți ajunge aici cu mașina personală, mai puțin în cetate, cum am zis anterior. Parchezi în afara cetății cu 2 leva pe oră. Am mai văzut că sunt și trenulețe care leagă Sunny Beach de Nesebar. Poți să faci, dacă ești cazat în Sunny Beach, o scurtă plimbare cu trenulețul. Dacă vrei să ajungi cu avionul, trebuie să te duci la Burgas, la aeroport. E bănuiesc că majoritatea dintre noi vom ajunge cu mașina, deci o lăsăm în parcare, plătim 2 leva pe oră și intrăm în cetate pentru a ne plimba pe străduțele astea care sunt foarte multe. Ar fi util dacă ajungi la centrul arheologic să-ți iei chiar și un ghid cu care să faci un traseu, să înțelegi ceva din cetate. Noi ne minunăm de căsuțe, de străduțe, vedem și bifăm și câteva bisericuțe. Păi da, ce face, mă, Eluț? N-ai zis că e o vară fără de sfârșit? Păi este o vară fără de sfârșit, cel puțin la mine în cap este, dar prin octombrie-noiembrie s-ar putea să avem nevoie de o geacă. Așa că dacă veniți la Nesebar, să știți că sunt foarte pricepuți în hăinuțe de piele, o să găsiți multe, multe modele aici și chiar este piele adevărată și se pare că au și prețuri destul de bune. Așa că poate să fie asta un suvenir sau un cadou sau o amintire, de ce nu, perfectă pentru a vă ține de cald după verile frumoase către iernile geroase. Și aș vrea să fiți alături de mine pentru a simți pe stradă mirosul ăsta fantastic de trandafiri. De fapt, bulgarii sunt recunoscuți pentru produsele lor pe bază de trandafiri. Veți găsi aici multe creme, multe parfumuri, loțiuni. Trebuie neapărat să le încercați și voi și o să-mi cumpăr și eu o cremă, pentru că, de ce nu, sunt în Nesebar și trebuie să gust din tot ce înseamnă tradiție din Bulgaria.
Ne aflăm la Biserica Sfânta Sofia. Vă ziceam că încercăm să bifăm câteva biserici din Nesebar. Biserica Sfânta Sofia a început ca și construcție la sfârșitul secolului al V-lea și începutul secolului al VI-lea. A avut două perioade de construcție, iar cea în care eu mă aflu acum, cea din prezent, datează de la începutul secolului al IX-lea. Iar acum funcționează ca loc de întâlnire pentru turiștii care ajung să o viziteze. Pentru că sunt scări de jur împrejurul ei. Și marinară spate, tragem din aceeași țigară. Doar că tu nu ai o țigară adevărată. Nici nu sunt marinar. Dar a fost un sat de pescari, se mănâncă foarte bine pește și așa că mergem să căutăm și noi un restaurant. Că tot vă ziceam de trandafiri, să știți că puteți găsi și lichior de trandafiri. Nu doar produse cosmetice. Așadar, trecem de partea de suveniruri, urmează partea de mâncare, cea mai delicioasă parte a acestui vlog. Haideți cu noi să vedem ce prețuri găsiți în Nesebar. Good Food, așa cum îi spune și numele, pare că ar avea niște prețuri de invidiat. Avem niște meniuri la 15 leva. Ce înseamnă 15 leva? Undeva la 7,50 euro, cam așa fac eu paritatea de fiecare dată ca să fie mai simplu. Asta se traduce prin 37,5 lei. Mănânci pește, cartofi prăjiți și bei și o bere. Te simți ca un englez adevărat care mănâncă fish and chips în Nesebar. Locația are și un punct forte, este aproape de mare și poate fi o opțiune chiar și pentru noi în această seară. Doar că fiind aproape de mare va trebui să mănânci destul de rapid sau să fii agil, altfel prietenii din spate pescărușii vor fura din farfurie. Stau la pradă. Și dacă tu ai vorbit despre mâncare, eu am să prezint puțin prețurile la băutură. Astfel că la acest restaurant care se află tot lângă mare, deci locația este super, super bună, Briz îi spune, poți să bei două cocktailuri, spre exemplu Mojito, Cuba Libre, Sex on the Beach sau Aperol Spritz, la doar 10 leva. Ceea ce înseamnă undeva la 25 de lei. Ca în orice oraș turistic, Nesebar nu face abstracție, iar pe artera principală vei vedea că sunt foarte, foarte mulți turiști. Dacă te încumezi să o ieși pe străduțele lăturalnice, care sunt mult mai liniștite, ai să găsești prețuri mai bune, ai să găsești liniște, ai să găsești farmecul autentic al locului. Ador să mă plimb prin astfel de orașe. Orașul ăsta, spre exemplu, mă duce cu gândul la un alt oraș din Bulgaria și anume Veliko Târnavo, pe care noi l-am vizitat de foarte multe ori, însă nu am apucat să facem un vlog acolo, ceea ce înseamnă că mai trebuie să mergem o dată. Și mi-aduc aminte că atunci când am fost în Veliko, am mâncat la un restaurant sau tavernă, nu știu exact ce era, care avea ferestre de genul acesta, cu multe, multe obiecte mici înăuntru, cum este și aici. Sunt foarte drăguțe și dau un farmec special acestor loc. Nu m-am oprit întâmplător aici, că mie îmi place să pot robăi. Iar acesta este un loc cu antichități, cu multe chestiunișe, care mai de care mai interesante și mi-a atras atenția. Mi-am campisul ăsta de aici, care mi-aduce aminte de Bruxelles. Se pare că în Nesebar mie mi-aduce aminte de multe alte locuri pe care le-am vizitat. Multe locuri, multe lucruri pe care le poți cumpăra de aici, de la insigne, ceasuri, pălării, de toate. Poți să cumperi ce vrei de aici. Pentru că suntem într-o perioadă mai dificilă, căști de soldat din al doilea război mondial, revolvere. Sau, pentru că suntem într-o perioadă mai dificilă, spunem o rugăciune, ne luăm iconiță. Dong, abonați-vă și apăsați pe clopoțelul canalului nostru. Pe care clopoțel? Pe la mare sau pe la mic? Pe la mare, că să ajungem și noi la 1000 de subscriberi. Dă-i, dă-i notificări, notificări. Lia!
dragii mei, dacă tot vreți să veniți în Nesebar pe timp de vară, nu veniți în miezul zilei, pentru că una la mână o să transpirați, doi la mână nu vă ieși pozele, că o să fie lumina nepotrivită, și trei la mână nu găsiți toate magazinașele astea deschise, că oamenii ăștia mai își fac și siesta la prânz. Așa că veniți de la 4-5 încolo, că e bine. Căutăm ceva anume? Da, mai exact Biserica Sfântul Ștefan. Este cea mai cunoscută biserică și atracție turistică din Nesebar. Asta datorită celor peste 1000 de picturi foarte bine conservate, disponibile pentru vizionare turiștilor. Ultima dată biletul aici era 6 lei, vom vedea acum dacă s-a mai scumpit. Haideți să mergem. Vom vedea și dacă mai este deschis și vă spunem cu ocazia asta programul. Oh, cred că nu mai este deschis, văd că este lacătul pe ușă. Ia să vedem, ia să vedem. 9:19. Deci până la ora 7, iar acum este ora 8 deja, wow. Deci dacă vii la 8, n-ai decât să cauți restaurante și taverne. N-ai decât să sar gardul, că uite, se poate. Dacă ești mai atletic, poți să sar gardul. Nu, glumesc. Îmi pare rău că nu știu cât este biletul. Dar funcționează și ca muzeu și probabil că acei câțiva leva... Mă gândesc că mai mult de 6 leva cât era anul trecut nu s-a scumpit. Dacă veniți aici, ne spuneți și nouă. Exact. Așteptăm în comentarii prețul actual al biletului, cu tot cu inflația și de două cifre. De la Biserica Sfântul John ai o vedere absolut superbă către mare, dar și către port, pe care îl vei regăsi în partea dreaptă. Exact lângă port ai și amfiteatrul. Iar dacă vrei să stai la plajă, să știi că vis-a-vis de bisericuță este o plajă micuță cu nisip. Cei doi nomazi aici de față au ajuns penserate în portul din Nesebar, unde navele vin, dar mai și pleacă. Și la fel vom pleca și noi către următoarea destinație. Suntem într-un tur de 7 zile prin Bulgaria. Ne dorim să facem o comparație între două orașe foarte bine conservate și foarte frumoase. Primul a fost acesta, Nesebar, pe care tocmai l-am vizitat, iar al doilea este Sozopol. Te invităm așadar să dai abonare la acest canal pentru a fi la curent cu noutățile din Sozopol. Dacă ai făcut-o deja și ne-ai urmărit până la final, îți mulțumim tare mult! Ne vedem curând cu destinații noi, cu ponturi interesante și dacă ajungi și tu la Nesebar, lasă-ne impresiile tale în comentarii. Te pupăm și te îmbrățișăm! Pupici cu sclipici!